Salta tuturor, bine v-am găsit la un nou episod, și de față cu mine, eu cu mine, da, desigur. În acest episod de față cu voi și noi cu voi, o să facem mai departe de fetele acestea, da, transferuri. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți în continuare episoade, desigur, cu Bayern, cu echipa a doua a Bayernului. Da, desigur. Scuzați-mă, uiacă. Cum s-ar spune? Pentru că... Așa. Bun. Deci, sergenți, sunt accidentați pentru 6 săptămâni. Ce facem? RMST, deci Jacu joacă și ST. E, atunci e bine. Dar au făcut 18 ani. Da, desigur. Bun. Da. Saint Noua Zeelandă și pe unde se duce în România. Este invocat la națională. Se pare că va trebui să jucăm cu Brooks. Revin. Bun, am revenit la clip, după cum vedeți, și de față cu voi. Și sper că o să mă auziți foarte bine și sper să fiu știu că se poate de corect. Logica e corect, pentru că e de FIFA. Ce glume bune. Stați un follow pe Instagram, aici o să aveți Instagramul meu, desigur. Am înțeles. Sunt curios dacă pot să fac asta, stați un pic, fiți atent. Da, bun. Ok. Haideți să începem meciul. Well, being the leading marksman in the league, he's the man everyone is talking about as he warms up. Can he score? Bun, nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți în continuare episoade de carieră. Absolutely perfect playing conditions. I'm Derek Ray, joined here on the commentary position as always by Lee Dixon. And we've got potentially exciting league action coming up on the menu for you. This should be high intensity stuff, Lee. Thanks, Derek. Yeah, really looking forward to producing entertaining football. Let's see if we get that. Con. Pasă la mea, la Walsmore. And this is how the hosts will begin the game today. Oh, pasă bună către Kera. La Jacu, Jacu, care din păcate este noul nostru atacant. Îmi place mai mult să joc pe poziția aceea. Pasa-i bună către Jacu, gol! Gol, 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 deja am venit un nou, un gol minunat înscris de Jacu. Deja înscrie pe debutul lui, să zic, de pe acea poziție. Este uimitor. Hai să dăm un pic mai încet. Super bine. un match senzațional. Și dacă trebuia să fac, deci dacă să pun pe Will, adică pe băiatul acesta, și să-l schimb pe Wismel, care, nu știu ce jucător. Îmi place foarte mult de băiatul ăsta, nu are speed. Nu prea are speed, din păcate, dar e ok. Mulți să mă întrebe de ce au apărut acolo cromul. Este dintr-o singură cauză, destul de simplă. Am deschis cromul să public videoclipul. Să-mi pun Instagramul, știți voi. Îmi dau ăla de la Instagram.
Okay, what's more? Da. O datare. Ai, bine jucat de mine. Așa, Jacu! Ai. Dacă intră așa tare? Wow, ce pasă bună la băr! Salvat de noi. Alexandru Paul. Așa. Revin. Am revenit, mă băieți. M-am reconectat aici. What the fuck? Ok, bate bună către Jacu. Bun, jucăm. Given the position he was in, Lee. Oh yeah, he worked it really well, didn't he? He's got in a position to score and not really took advantage of that. Bun, jucăm aici, pasa este la Jacu. Jacu îl înaintează pe Sink cât de cât, dar... Cam da, cred că prima lipsă să se termine așa 1-0. Sink recuperează acolo super bine. Will. Will este deposedat. Bun. Se joacă foarte bine aici. Da, chinezul nostru sau japonezul nostru sau ce-o fi el, corean, nu prea are fizică din câte vedem. Sau din câte văd eu. Începem din nou. Începem a doua repriză, doamnelor și domnilor. Aci pe... Aci pe... Cred că jucăm la noi așa. Și am revenit în momentul de față. Joacă destul de bine băieții aceștia, dar noi jucăm și mai bine. Și noi am avut povestea, cred că aproape 100%. Este șansă mare, chinezu! Nu s-o pasez, pentru că... Ah! Am revenit, doamnelor și domnilor, dar după un timp, fac acum din nou asta peste jumătate de oră, dar, da. Uai, ai,
Haide, bine! Uitați, acolo este pasa bună către Jacu! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Chinezu! Uai, ai, ai! Nu știu, nu înțeleg ce presimt doar așa, că Jacu va fi un om de bază în echipa Germaniei. Presimt asta și până și în viața reală, am văzut cum joacă, mai mult îl ține uneori pe bancă, dar nu mai mult. Uneori îl ține pe bancă, am vrut să spun că nu mai mult. De obicei îl pune să joace și asta îl încurajez și eu să facă, pentru că acest, uite, mingea la Jacu, exact. Pentru că acest Jacu este un jucător destul de interesant, mai ales tânăr. Așa că, da. Mingea este foarte proastă trimisă, nu înțeleg ce are această echipă de joc atât de prost, este... Ciudat este faptul că... Ciudat... Bun, am vrut să zic că ciudat este faptul că... Nu știu ce am vrut să spun. Foarte bine. Alexandru Păun. O înaintează de unul singur. Ai, ai, ai. Richard se încearcă acolo. Richard pe care am vrut la un moment dat să-l vând, dar nu l-am mai vândut din fericire, părerea mea. Cole la Alexandru Păun. Will către Alexandru Păun. Pasa-i bună! Ai, ai, ai! Pasa-i să totuși la Will. Ai, 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 am vrut acolo să dribleze o leacă, dar nu s-a putut. Da, îmi pare foarte rău, pentru că am fost una de destul de multe ori și chiar îmi pare rău, dar na. Și cred că astăzi, dacă am așa urmat un episod de CSGO sau chiar Minecraft cu Alex, desigur că o să urmeze. Cam pe la ora aceasta fix care postez și videoclipul, cred că. Nu am pus pe Instagram pentru că nu pun chiar în fiecare zi. Pentru că nu prea am idee ce o să fac chiar în fiecare zi. Ai, 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 cred că la gol. 5-9, nu merită. Nu am vrut să spun că nu am idee ce o să fac chiar în fiecare zi. Uai, ce shoot! Și-abia am apăsat, trebuie să sucă mai pe jos. Poate trebuie să dau un fitness shot. Un finishing pe fitness. Mai ne-a dat 2 minute și oare meciul se va termina 2-0, nu se știe. Wow, un atac. Și se termina 1-0. 1-0, da, desigur. În acest moment de față. Golul a fost al lui Jdașcu, al lui Jacu. Un gol mirobolan și, cum am spus, îl văd om de viitor, mai ales în naționala Germaniei. Bun. Da, don't judge you soon. Hopa. Ai. Asta e prima pe care o dau, urria, mă. Thank you, we don't have any more questions. Questions. Da, totuși cam atât pentru acest episod în momentul. În momentul de față, vă rog frumos să apăsați un like pentru că așa este frumos.
asta. Nu ne revedem, cred că data viitoare, sigur că ne vine data viitoare. Și avem meci data viitoare cu cei de la FSE, nu știu cum să le pronunț astea, FSV. Va depinde, hai să, dacă nu îl jucăm îl așa, FSV, nu îl văd pe aici. FSV este plăcut și aș trebui să-i batem destul de ușor, haideți să vedem dacă-i batem. Uite, se mai întâmplă încă ceva. Mountly Scout, am și uitat de el, mă băieți, mă. 49 potențial, 52, dar nu. 43. Se pare că o să sunt doi jucători. Știu că nu are potențial mare, dar nu am ce să fac. Poate o să le dansc acui când îl țin, o să aibă potențial tot mai mare. Poate. Uitați, Jacu face 68 overall. Sau overe. Bun. Bun. Uitați și meciul pe care noi trebuie să îl jucăm. Haideți, băieții, și... 3 la 1, Jacu înscrie de 2 ori. Ok, destul de interesant acest Jacu. Dar și Sargent, dacă era, cred că în locul lui Jacu, ar fi scris, poate chiar de mai multe ori, pentru că nu este chiar poziția lui Jacu să joace atacant central. Poziția lui este atacant dreapta, dacă nu mă înșel. Da, este atacant dreapta. Uitați, Scone evoluează până la 67. Hai să vedem dacă jucăm chiar și următorul match. Să știu dacă să închid acel videoclipul, pentru că dacă îl jucăm vreau să-l fac pe data viitorii și aș vrea să trec deja de luna octombrie. După aia aș vrea să trec de luna noiembrie într-un episod și de decembrie în alt episod. Și să mergem până în ianuarie, desigur. Până în minunatul ianuarie în care vom face videoclip cu transferuri. Două, chiar, poate chiar mai multe. Una dintre perioadele mele preferate în FIFA și cred că cea mai importantă perioadă, da, desigur. Bun, deci echipa aceasta se cheamă CFB World Hove. CSV World Hove. CFB World Hove. Să vedem. CFB World Hove este pe locul 8. Cred că am putea să simulăm cu ei. Nu sunt chiar exact sigur, dar mi se pare că nu este o echipă chiar de potențialul nostru, mai ales acum, că suntem destul de în formă. Haideți! Hai băieții, câștigați acolo pentru mine. Mamă, ce-a să mai câștiga pentru mine. Aaa, mă luce pe mail la spită. De capul meu. Foarte, îmi scrie la ei. Intra pe locul 4 ei. Bun, evoluăm. Evoluează și evoluează. Să vedem pe cât e los de lovit. 4 luni! Ai, ai, ai. Toți mi s-a accidentat și toți jucătorii aproape cei mai buni mi s-a accidentat, după cum te vedeți. Sargent și mei, am un 2-19 ani, numai că Sargent este mai bun, 72 overall. Uitați și deja am intrat în cealaltă perioadă. Bun. Cam atât pentru acest episod. Eu cred că e ok să ne oprim aici. Cred că e ok, cred că e ok. Echipa asta mods but ai jucat, noi jucăm, nu, asta e MPN. MPN este mods but. Stați un pic să găsesc MPN, să văd unde e. Ah, este printre ultimele locuri SV MPN. Cred că am putea să simulăm cu ei. Haide. Da, și din păcate s-a oprit. A câștigat cu 2 la 1 în acest moment de față. Jacu și la noi au înscris Jacu și cine au mai înscris? Jacu, care au înscris 2 goluri, superb. Super pentru acest jucător. Jacu face și el 69 overall.
Superb, superb. Sunt foarte curios că nu o să facă 70. Uitați, au făcut 70 la finishing. Sunt curios chiar că nu o să facă 70 overall. Mi se pare un jucător senzațional, mai ales la vârsta lui. Bun. Suntem pe locul 5 în campionat. Cu Mazburg. Mazburg este cea mai bună echipă, așa că data viitoare o să ne războiem cu cea mai bună echipă de aici din campionat, cu Mazburg, dacă nu mă înșel, sau mai există o echipă numită aproape la fel. Nu există. Ok, totuși, cam atât pentru acest episod. Nu uitați să lăsați acolo un buton de like. Și mă, stați un pic. Episodul ăsta nu, cred. Da. Totuși, cam atât pentru acest episod și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!